La finele săptămânii care tocmai s-a încheiat, a fost sărbătoare mare în familia comisarului șef Dănuț Dinu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Argeș. Cea mai nouă membră a familiei, așa cum o consideră de ceva timp Dănuț Dinu pe fetița abandonată în scara unui bloc la începutul lunii aprilie, a fost creștinată. Micuța a avut parte de două perechi de nași. Dănuț Dinu împreună cu soția sa Lavinia, alături de prietenii lor, Elena Tatiana și Ionuț Manu, care au fost extrem de emoționați pe tot parcursul slujbei. Maria Daniela, numele Tatălui, amin. De obicei sunt foarte învățat să vorbesc în fața camerelor, însă vă rog să-mi scuzați emoția de această dată. Într-adevăr, o cheamă Dinu Maria Daniela. Dacă mama ei a fost nemiloasă, Dumnezeu a vrut să trăiască și cred că mi-a luminat calea ca să o botez. Vă mulțumesc. Aveți lacrimi în ochi? Da. Vă e mai greu decât la o misiune în cadrul poliției? Mi-este foarte greu, sincer, mi-este foarte greu. Sunt obișnuit cu tot felul de știri negative pe care le dau zi de zi, le prezint oamenilor. De data asta sunt foarte emoționat, îmi cer scuze. Mulțumesc tuturor care au fost prezenți aici. Din fericire, această fetiță este o fetiță norocoasă, vom avea grijă de ea și urăm singurul lucru pe care nu putem să-l dăruim, multă sănătate. Dănuț Dinu și soția sa Lavinia au fost cei care au făcut toate demersurile ca micuța să aibă certificat de naștere, fiind foarte impresionați de acest caz. Prin urmare, fetița poartă acum numele Maria Daniela Dinu. Slujba de creștinare a avut loc la biserica din Expo Park, unde zeci de prieteni, colegi și apropiați ai nașilor au ținut să fie prezenți la acest moment extrem de important pentru micuță.